Incendiu devastator în Baia Mare, fosta cabană turistică Usturoiu, un loc emblematic al orașului, a fost mistuită de flăcări luni seară. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale de stingere, o echipă de descarcerare și un echipaj smurd, la care s-a adăugat ulterior o motopompă. În pofida eforturilor lor, focul a mistuit acoperișul clădirii pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, precum și tavanul camerelor de la mansardă. Și alte părți ale clădirii au fost deteriorate. Nu au fost înregistrate victime. Situată lângă dealul florilor, fosta cabană Usturoiu era în unul dintre locuri preferate de băimăreni în weekend. Din păcate a fost lăsată în paragină și era dezafectată. Potrivit pompierilor, clădirea a fost cuprinsă de flăcări cel mai probabil în urma aprinderii intenționate a focului.